din 16 noiembrie 2016, ședința este legal constituită. Suntem în prezența majorităților consilierilor care fac parte din Consiliul Local. Din 11 consilieri sunt prezenți 9 consilieri. Nemotivat, 2 consilieri lipsă, domnul Dârlea Mircea și domnul... Eu am început ședința. Eu îmi fac datoria ca să declar ședința statutară să putem începe lucrările ei. Deci declar ședința statutară ca aș dori să supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței din data de 28 octombrie 2016, așa specifică legea 215. Vă rog să votați dacă sunteți pentru aprobarea procesului verbal. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Conform articolului 41 din 2 din legea 215 privind administrația publică locală, republicate, ca să putem desfășura ședința, trebuie să se facem propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. După cum știți, noi am ales varianta în fiecare lună să alegem președintele de ședință, o să respectăm regula asta. Vă rog frumos, domnul Măciuc. Propun pe domnul Ciprian Căreușu. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Alte propuneri? Suficient. Domnul președinte? Da, mulțumesc pentru alegerea președintelui din data 25-16. În baza dispoziției primarului numărului 230-11-2016 se convoacă cu Consiliul Local al Comunei Studiar de Cuvântul, ședința ordinară, de la data de 25 noiembrie 2016, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune numărul 1612 din 15-6-2011. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii în vederea realizării documentațiilor cadastrale a drumurilor comunale aflate în intervalul domeniului public al Comunei Strugari. Și 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării călătoriei pe mijloacele de transport ale cadrelor didactice pe luna noiembrie-octombrie 2016. Acestea sunt cele 3 proiecte la ordinea de zi. Vă supun la vot. Este rog. Se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? La vot ordinea de zi. Împotrivă? Se abține cineva? Dacă mai aveți alte propuneri la ordinea de zi, vă rog, vă dau cuvântul. Nemai fiind alte propuneri, dau cuvântul domnului primar să ne prezinte primul proiect de hotărâre. Noi am mai discutat despre rezilierea contractului. Acum, după 2 luni de zile, ca să le spun așa, în sfârșit domnul inginer a venit cu o cerere la noi. Domnul inginer care este administratorul Asociației de Crescătorilor Taurini Tescani a depus o cerere la noi prin care cere rezilierea contractului. O să vă dau citire la... O să vă citesc efectiv cererea. Deci, Asociația ATC Tescan solicită încetarea contractului concesiune 1612 din 2011, încheiat între Asociația Crescătorilor Taurini Tescan și Consiliul Local Strugari, începând cu 01.01.2017. Solicitarea are la bază modificarea legislației privind obținerea sprijinului acordat de stat, privind APIA, subvenția pe unitatea de suprafață, respectiv pentru suprafețele de pășuni comunale concesionate. Conform articolului 7 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 17/2016, care face referire la modificările și completările ordonanței de guvern 3/2015 privind schemele de plată, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 pentru, precum și prin modificarea articolului 2 din legea 36/91 privind societățile agricole și alte forme de asociere, respectiv din agricultură a asociațiilor de crescători și a asociațiilor de crescători de animale, care efectuează activități agricole, respectiv pășunat, întreținerea de pășuni,
pe suprafața concesionată pot depune cereri și primi subvenții cu condiția să fie înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor. Pentru a fi înregistrat în Registrul Național al Exploatațiilor, animalele membrilor asociației, adică animalele cetățenilor, în comuna Strugari, care sunt în asociație, trebuie să transfere în proprietatea asociației animalele respectiv. Fapt care ar fi imposibil de realizat, deoarece membrii asociației nu sunt de acord. Pentru că oamenii niciodată nu o să-și dea. Aici este legal. Despre oamenii care au... Hai să trecem la discuție. Da? O continuăm și după aceea discutăm. Conform articolul 7.2 din ordonanța de urgență numărul 3/2016, în cazul concesionării închiriei unei suprafețe de pajă de către o asociație a crescătorilor de animale, beneficiarii plăților sunt membri asociației. Exact cum s-a precedat anul ăsta. Adică oamenii și-au depus, membrii și-au depus ei cereri în mod direct la APEA ca să primească subvenția de unitate de suprafață. Așadar, banii de la APEA vor intra în totalitate în contul deținătorilor de animale, punând în posibilitatea asociației de a-și achita obligații către consiliile locale și implicit pentru a-și continua activitatea. Având în vedere cele expuse, precum și celelalte condiții impuse de lege respectiv, mutarea animalelor în adăposturi corespunzătoare, tabere de vară, construirea de platforme ecologice pentru depozitarea gunoiului de grajd, amenajamente pastorale, mișcarea efectivă de animale, așa cum v-am spus, din proprietatea mea în proprietatea asociației, dumnealui cu cererea respectivă, care s-a înregistrat la noi în octombrie 2016. Drept urmare, noi am inițiat un proiect de hotărâre privind realizarea rezilierii contractului de concesiune 1612 din 15.06.2011, încheiat între Consiliul Local și ACT Tesca. Având în vedere expunerea de motive care este a mea, a primarului, raportul de specialitate a domnului Teofil, raportul de avizare a Comisiei de Specialitate, am emis proiectul de hotărâre, care la articolul 1 spune în felul următor. Se aprobă rezilierea contractului de concesiune numărul 1612 din 2011, încheiat între Consiliul Local a Comunei Strugari și a ACT Tescan, pentru nerespectarea clauzelor contractuale. În raportul de specialitate, precum și în expunerea motivei, este exact ceea ce se vorbește în cererea dumnealui prin care cere rezilierea. Ca o concluzie, este faptul că el, ca și asociație, nu reușește, pentru că membrii care, asociații care și-au depus cerere pe unitate de suprafață, le intră banii direct în contul fiecărui om. Știți că fiecare probabil o primi deja bani în cont. Membrii asociației, normal, dacă ar fi oameni de cuvânt, ar trebui să meargă la asociație, să depună bani care reprezintă cel puțin redevența pe unitatea de suprafață, cota parte din impozitul care pe suprafața care le vine pe fiecare animal în parte. Pentru că, și aici a fost o discuție, la cetățuia, de exemplu, un cetățean care a depus cerere pe unitatea de suprafață a primit mai mulți bani decât primește cel din iasă. Pentru că încărcătura de animale e mai mică, adică e mai mare față de cea din iasă. Să spunem că în cetățuia avem pe un trup 1,20, ceea ce înseamnă că dacă lui revine, dau tot un exemplu, 100 de euro pe suprafață, el primește 4,5 milioane. Precum ăsta din iaz, un încărcător animalelor este mult mai mare, îi revine o suprafață de 0,51 hectare, automat el primește doar 2.200.000, că vine 50 de euro. Anul trecut, știți că noi am stat prin adunările generale, am ajuns la concluzia ca banii toți care sunt pe 2015 să-i primească oamenii în mod egal. Adică, a fost o sumă de 2 miliarde, tot dau ceva rotunjit și dau ca și exemplu, s-a împărțit exact pe fiecare animal cât vine. Bă, câte animale avem în asociație, noi, Comuna Strugari? 200 de animale.
2 miliarde împărțit la cele 200 de animale, tot ca exemplu, da, au venit 4 milioane și jumătate de vacă, dacă omul avea de animal, dacă omul avea 2 văcuții, primea 9 milioane, dacă avea 4, primea 18 milioane și mai departe. Noi eram siguri că, dar modificarea legislației, asta au spus, pentru că, știți, era denumirea de fermier activ, adică fiecare om să fie activ pe, pe unitatea de suprață. În felul ăsta, probabil, s-au gândit cei care au legiferat așa ceva, că vor fi mai bine curățate islazurile, că vor fi mult mai bine întreținute și că vor fi un pășunat mai eficient. Se urmărește nu numai asta, se urmărește prin pășunatul eficient și compoziția floristică să fie protejată și toate cele care sunt în schema de plată. Eu m-am prezentat, aici aveți un raportul de avizare. Știu că dumneavoastră ați discutat și pe comisii. Dacă vreți să mai vedeți materialul odată, nu am adus nici în atalos, nici nu am luat nimic din el. Totuși eu aș avea să vă... Dacă vreți să ne discutăm aceste proiecte de hotărâre, vreți să discutăm cu fiecare proiecte? Vă invit la discuții referitor la primul proiect de hotărâre. Ar fi bine pus în discuție și fiecare cu o idee. Eu aș avea o idee. Eu aș vrea. Domnul, ce vreau să aduc la cunoștință? De exemplu, asociația vrea, adică nu e obligată, e se retrage, că mai au beneficii. Dar dacă ar fi, de exemplu, fiecare membru care este, să zică, eu să știi exact, după rol, ai 4 vaci, ai 5 vaci, ai o vacă. Că acum îți plătești taxa la primărie, așa să fii pe număr de animale, taxa față de asociație. De asociație și să revină asociația, să spună, domnule, ne convine cumva să fac un balanț, ca să nu face nimeni muncă gratuită, ca să asociația să aibă, și primăria, să aibă un beneficiu, situația asta exactă, și la care are animale, da, domnule, care nu vrea, cum să discută aici în Consiliu, n-are decât să nu contribui la... Să nu ducă cu animalul pe... Mai intre la asociație. Să nu mai intre la asociație. Și rămân restul care... Da, de exemplu, să zic, au avut 25 animale, atât. Dom'le, ca taxă, să face așa o chestie, că e bine ca și proprietarul de animale să beneficieze și el de un pic de sprijin. Nu numai din loc ăla care crește animalul. Să aibă și el un mic contă. Mi se pare corect din punctul meu de vedere. Și dacă cumva s-a ajunge la un acord cu asociații, dom'le, atâta revine primării, atâta revine asociații, atâta revine omului cu animale. Asta ar fi cele mai bune condiții puse. Eu cam atât am avut. Acum, ca să intervine un pic. Noi, discuțiile astea, poate dumneavoastră n-ați participat la adunările generale, cu asociații. Noi am discutat asta cu toți cei care, adică eu cel puțin am participat la adunările generale, cu membrii asociației, da? Domnul Ilaș le-a prezentat la fiecare că, în cazul în care dumneavoastră vă luați banii, că intră banii la dumitani în cont. Da, eu, când mă văd cu bani în cont, mă pun în... Pe, omul nu vrea. Așa. Omul nu se mai duce... Și cu banul... Nu mai spune. Deci, omul nu se mai duce cu bănuții acolo. De asta noi cu rezilierea contractului, dânsul a depus cerere, ca cu 1 ianuarie 2017. O să vedeți că până în ianuarie 2017, membrii, că dacă nu se duce unul dintre membrii să depună sau, hai să nu exagerăm, 10 din membri nu se duc să depună, atunci ceilalți membri din asociație nu mai pot să-și mai continue activitatea. Pentru că este o vorbă, carnea coase se mănâncă. Bă, dacă ai beneficiat, trebuie să și contribui, da? Noi nu urmărim nimica, practic, decât rezilierea contractului nu o facem noi că vrem noi sau ca să ne... Dar având în vedere că
noi putem scoate la licitații după aceea pe trupuri de pășuni. Nu că s-au făcut acum pe total suprafață, da? Deci noi, la nivel de primărie, eu, domnul secretar, ne-a hotărât ca toată, în cazul în care se va aproba rezilierea, să scoatem după aceea orice trup de pășuni la licitație în mod individual, deci pe trupuri. Bă, în doamna, sunt 5 hectare. O scoatem la licitație. Cât o să fie? Cât o să fie în suprafață? Câte animale o să fie? Și membrii de acolo, de pe trupul ăla de asociere, care vrea să liciteze, că la licitație se pot prezenta și persoane fizice și juridice, da? Membrii de acolo care îi hotărăsc ce fac, domnule, pe trupuri. Și ne gândim că ar fi o treabă extraordinară. Dar noi nu putem să facem chestia asta, să demarăm, decât în cazul unei încetări, unei rezilieri. Și după aceea, că probabil și noi atunci ne-am gândit că ar fi mai bine să dăm toată suprafața în concesiune ca să nu ne rămâne un trup neconcesionat. Da? Așa ne-am gândit noi, la vremea aia. Acum, având un pic de experiență, ne gândim că pe trupuri de pășuni este mult mai bun ca să facem demersul. Problema, dar o întrebare aici. Deci, înscrie-te la cuvânt? Da. Vreau să întreb, domnul Iulaș, cât contractul a avut și să nu fie repercusiuni, după aceea zicea bani la oameni înapoi. Așa e cu apă, dacă nu îți îndeplinești contractul, după aia îți trage bani. El a terminat contractul. Da, domnule, dar el aici, în document, spune omul foarte clar. Pe forța majoră, tot oamenii o să... Numai puțin. Adică o să vă lămuresc președinte și o să vă lămuresc eu vis-a-vis de condiții legale și durata contractului, rezilierea, articolele care le stipulează încetarea tău. La întrebarea respectivă, unde am pus? Pis la domnul consilier și mai sunt. Scrie acolo, fără să ceară ceva de celălalt. Am invocat articolul. Deci sunt clauze care prevăd că atunci când se reziliază din partea unuia sau altuia, sunt clauze care prevăd că atât eu, cât și membrii din asociație, nu sunt după aceea plătitori într-un fel de... Dar le răspunzi. Acum, să vedeți că membrii asociației respective, la data scrierii și până astăzi, o parte dintre ei nu mai există. Pentru orice membru al asociației care nu mai există prin deces sau eu știu, prin nu mai sunt animale, nu mai are proprietate animale, atunci el trebuie să ceară ieșirea din asociație, iar adunări generale, iar discuții. Și noi am zis că... Da, îi dau cuvântul și domnul Teofil să vă spună niște... Da, prima, nu mă spun, domnule. A zis că după ce moare să vii să spun, nu? Ce vreau eu să vă asigur, așa cum am discutat și cu comisie, proiectul de hotărâre este perfect legal, atinge de toate punctele de vedere legalitate, s-a invocat articolul 6 din capitolul 3 al contractului concesiuni încheiat la nivelul anului 2011, s-a invocat forța majoră sau cazul fortuit, are dreptate domnul inginer sau asociația ACTO Tescan prin care solicită această reziliere. Pentru că, cum să vă spun eu, pe forță majoră el nu a știut că ulterior o să emite acte normative care o să-l ducă la imposibilitatea de acoperire de vența și plata impozitului. El acum este, dacă stați și vă gândiți ce v-am explicat și el, dacă noi nu reziliem contractul ăsta, noi putem să o facem, să nu o reziliem. La anul el nu va plăti redevența și plata impozitului, și automat eu de drept trebuie să-i reziliez contractul pe nerespectarea clauzelor contractuale. În momentul ăla, el o să vină să-mi spună, domnule, dar eu în octombrie 2016 am venit și ți-am spus că trebuie reziliat. Ce despăgubiri să-i mai cer? Ce bază legală aș avea? Eu aici m-aș contrazice un pic. Totuși, contractul trebuia să derulez în continuare cu domnul Iulaș, ca cetățenii Comunei Strugari să ia sprijinul de la APIA. Nu trebuia, e prea rapid plecarea asta a domnului Iulaș din Comuna. Eu cred că este rapid toți, domnii consilieri știu că e o chestie de discuție de un an de zile importantă. Și eu v-am mai spus ieri cu comisia o chestie. În afară de aspectele legale, trebuie și să interpretăm lucrurile. Și am mai spus o chestie frumoasă, dragoste cu ceilalți nu se poate. Dacă omul e imperativ și îmi invocă motive legale, eu n-am ce face. Asta a făcut
o colectată cu o sumedenie de bani dumneavoastră, care atunci au fost vini și acum, acum nici nu măcar acei crescători de animale nu au venit cu un tabel să spună domnul Ilaș, domnule, cu tare nu au dat banii din cauza lui cu tare. Acum el, impropriu, e în față înainte de a ajunge să vă spună, domn primar, cetățenii XYZ au luat, au legat banii din contul APIA, care ne-au uitat banii în cont, și ei nu au venit să plătească la asociații dările care trebuie să funcționeze la asociații. Deci da. E o chestie pripită. Acum să intervine un pic. Noi avem experiența, o parte dintre consilieri au fost și în, atunci când noi am fost să dăm în administrare cum se dădea atunci când trimitea legea cu atribuirii directe în administrare pe o perioadă de la 1 până la 5 ani. Și în cadrul Consiliului Local tot așa era vorba că banii intră la asociație și banii care intră la asociație niciodată nu o să regăsească pe teritoriu. Eu vreau să vă spun că banii care erau pe asociații și veneau pe teritoriu, veneau pe salariile celor care erau la conducerea asociației, pe salariile celor care curățau islazurile sau pe unele lucrări care făceam noi pe pășuni. În cazul atunci, tot fiind vorba că n-ar fi bine să dăm, pentru că ar fi bine să ne pună primăria cereri și nu știu ce, am pierdut vreo 2 ani de zile de subvenții. Dumneavoastră procedați cu un preț, dar aici noi nu o să mai avem timp util ca să facem licitații ca omul până la 15 iunie să poată să-și depună cereri pe trupurile de pășuni respective, în modul care pot fi licitate. Dacă persoanele care au animale nu fac parte dintr-o asociație, ei nu se poate depune la APIA ca să ia pe trupurile de pășuni. Acolo, ca să facă trupul de pășuni, trebuie să facă schiță cadastrală, delimitat. Nu, domnule, nu? Noi avem documentații cadastrale. Păi da, trebuie un plan de situații care... Avem documentații cadastrale, avem documentații făcute. Deci, documentația cadastrală scrie pe colțul ăsta nord, est, sud, vest, da? Dar, în cazul când se face, când se parte trupul, se pune o parcelă de aici până aici. Trup înseamnă trupul din Bărățeni, trupul din Loasa, trupul din... Când o să vină pe trupul din Bărățeni, la Cetățean, nu o să vină oameni de la Petecica la Pășunari. Una la mână. Oamenii de acolo se pot organiza și altfel. Suntem 25, eu vorbesc așa, ca și cum aș, să spun, ca și cum aș face. Doamne, suntem 25. Bă, Viorel, licitează tu aici ca persoană fizică, ne reprezinți pe toți și noi pășunăm pe suprafața respectivă în, cu un număr de animale de. Se primește subvenție. Mă gândesc. Poate să fie până se deschide licitația, să vină două-trei asociații la licitații, care n-ar fi rău. Se licitează, fiecare licitație are un preț de pornire, o să, care dă mai mult, câștigă. Care persoană fizică vine și la trupuri de pășuni, pentru că sunt trupuri de pășuni unde avem ce pășuna, sunt trupuri de pășuni unde nu ai ce pășuna. Noi o să facem evaluări, trebuie prin amenajamentul pastoral. Avem aprobat în hotărâre de consiliu amenajamentul. O să facem amenajamentul, o să vedem ce suprafață există, ce este pe suprafața respectivă și bineînțeles că și o să stabilim că eu ca licitator nu o să merg pe trupul de pășuni din doamna unde știu când e 15 hectare se pășunează 6 ca să licitez o sumă extraordinar de mare. Eu așa m-am gândit că nu vin cu proiectul din alt punct de vedere decât prin acela ca să facilităm ca timp, să avem timp, să putem da drumul la o licitație, ca oamenii să-și poată pune cereri de subvenție în termenul stabilit. Da, în cazul ăsta, eu ca și consilier local, ales de oamenii comunitari, pot să fiu de acord cu dumneavoastră, numai ca oamenii care dețin animale din piraza comunității, să ia, să fie în câștig. Noi suntem aleși pentru lume și... Deci să aibă de beneficiat de la unul neodată. Beneficiat anul ăsta, să beneficiezi în continuare. Pentru vin niște bănuți... O beneficiat doar anul ăsta. Și pentru primării, și la primării, o beneficiat oamenii mai mult anul ăsta. În anii de mult mai puțin. Păi datorită lui trecut și anul ăsta. V-am spus... Anul trecut și anul ăsta, domnule. E bună ați acum, e acum.
Da, da, anul ăsta și anul ăsta. Așa, în cazul ăsta nu poate nu poate nici aceea să meargă înainte. Banii pe, uite, domnul Vasile știe, banii pe animale pentru anul 2014 s-au luat în 2015 și banii pentru 2015 s-au luat anul ăsta. Da, sunt doi ani. Și în cazul ăsta, nu pot să mai meargă înainte. Domnilor consilieri, vă rog frumos. Ați scris, domnul Vasile. La cuvânt pirând, nu vorbim unul peste altul ca să ne înțelegem. Domnul Vasile, aveți cuvântul. Eu am spus că în cazul ăsta, de exemplu, m-a fost și domnul Ilaș. Deci el a dat bani la oameni, 4 milioane jumate de vacă. Deci banii ăștia, el, omul trebuia să înțeleagă, să lese și el acolo câte un milion sau un milion jumate, pentru că domnul Ilaș nu mai are câte curățul Ilașul, el nu mai are niciun venit. Deci noi am păscut Ilașul, am mers în continuare, dar el nu poate să mai continuă. Omul în casa banii, da. Păi, de așa am spus că s-au luat subvenții de om 2 ani de zile. El anul trecut, în 2016, l-a luat banii pe 2015, el trebuie să duc cu banii. Nu s-au dus, acum au luat al doilea an și ea nu se duc cu banii. Da, doamna... Și în afară de ăștia 2 ani, ceilalți ani ne-au plătit măcar și să ca și banii noștri. Da, nu, azi va, era de anul trecut. Și a făcut datoria. Adică să înțeleg, domn primar. Ne-au plătit măcar. Da. Deci da. Făcut, să înțeleg, anul ăsta, domnul Ilaș a dat de două ori banii și pe anul trecut și pe anul ăsta. Păi azi vară, asta vară. Păi asta e, noi eram într-o dilemă, că știam că s-o dat numai în data de... Nu, dar noi prin adunări generale, doar tot așa vorbim, am să vorbim pe rământul. Și noi în adunări generale am stabilit de asta, o poste cer... Și el a zis, domne, nu vă gândi cerator, mai prelungim un an de zile, domnul Pavel, a fost, Vasile, deci toți consideri. Da, da, da. Prelungim un an zile ca să vedem ce sumă ne intră total pe anul 2014 și, nu? Și banii pe 2015 noi i-au dat în primăvară. Și banii pe 2015 i-au dat acum. Acum, adică acum se derulează acum. Acum, acum, până în decembrie. Mulțumim. Mai dorești și cineva să ia cuvântul? La punctul ăsta. La punctul numărul 1. Domnul deci ar vrea să spun că cum a zis și domnul Tegedar, nu putem forța pe domnul inginer să mai rămână șef de asociație. Atâta timp cât el are experiența un an în urmă, că nu a primit niciun ban ca să-și plătească și el datorii către primărie, către stat, mă rog. Așa că nu putem forța să mai rămână administrator pentru asociația asta. O să ne organizăm, putem cum, ori pe fiecare pe parte, ori prin licitație pe alte asociații. Așa că trebuie să-i dăm voie omului să-și aleagă drumul care vrea să-l urmeze, liber. Mulțumim, domnul Trafiel. Acum, domnul Lazar, vă rog. Deci, referitor la asta cu domnul Ilașul. Eu nu sunt de acord că spune că nu s-o avea. El când a făcut contractul cu el are 10% din valorile pe care le încasează pentru cheltuielile lui. Deci asta trebuie să știm că el și-a încasat banii. Nu 10 sau 20% că pentru că noi știm în contract, că n-am un contract cu el. Deci din valoare pe care el o încasa pentru Islas, partea cea mare sucea pentru curățării, pentru civil, plăcam, era făcut ceva pe Islas. Iar partea cealaltă care era pentru beneficiul unității pe care este. Ce am înțeles eu când am fost de la început și îmi cer scuze că am fost la doamna doctor și nu putem să ies de acolo, că i-am spus că am trebuit așa, în sfârșit. Și partea care văd eu, acei care s-au asociat în societatea respectivă, președintele societății, cum ar fi fost el, cred că, da? El trebuia să știe că de la început să spunem, băi, ca membru, trebuie să contribui cu ceva aici. Cu cât? Banii ce iasă și încasate. Omul când a venit și a luat banii de la pe animale, trebuia automat să-i facă reținerea pentru că și el era obligat ca membru acolo. Ne făcând treaba asta, bineînțeles că o ieșit în perdă, să zicem. Iar el nu putea nici anul trecut, nici acum 2 ani să iasă pentru că asta era un contract cu 5 ani cu care el s-a apucat pe Islas. Dacă întrerupeai, trebuie să iei banii din urmă. Nu așa e? Vorbim pentru măsura de agromediu, da, așa da, este. A fost o măsură de agromediu. Da, dar acum, de anul trecut,
nu mai este să fie siguran. Deci nu mai ai pe contractul pe 5 ani, că acolo să faci fertilizări și așa cum. Deci, iar modul ăsta de nouă organizare, eu n-am fost aici la început. Cine trebuie să facă asociația? Mai mulți oameni spun, ies sau pot? Dumneavoastră mi-i întrebați, noi vă răspundem. Da, da. Deci, de asta am spus că suntem consilieri vechi aici și știm cum s-o mers pe concesionari și administrarii directă. Dacă rețineți, noi în 2008 am făcut atribuire directă privind administrarea trupurilor de pășuni. În contractul era, era de la 1 la 5 ani. Acolo era prevăzut că el își ia o cotă de 17%, deci la administrare, de 17%, și aia 17% intrau în fondul societății, că nu era asociație, da. Era în fondul societății. A, de restul el trebuia să ne facă nouă lucrări, de curățare, de paznici pe islaș și nu știu ce. Noi în 2011 am făcut contract de concesionare. El este o asociație a crescătorilor de animale care este non-profit. Curtea de conturi nu le dă voie ca el să aibă profit de la membrii asociației. Toți banii care sunt de la membrii asociației trebuie să regăsească în curățare de islaz, în utilajele care le-au cumpărat el, cosători ce au cumpărat acolo, în plata văcarilor, în plata redevenției și a impozitului. Aici, deci el, când a intrat pe concesionare, nu trebuie, deci nu a luat niciun ban decât pe taxa salariilor care erau conducerii, nu știu ce, paznici și muncitori pe pășuni. Am înțeles. Dânsul, când a fost vorba ca suma de bani să împartă pe 2014 la oameni, ne-am dus în, la fiecare școală și am făcut adunări generale sau în drum sau unde am făcut. Poftim? În 2015. În 2015. Așa. Și atunci membrii asociației s-au hotărât că, da, domnule, ar fi bine să luăm banii. Și noi venim cu banii, respectiv ce spunea în dumitale, taxă, redevență și impozit, fiecare cu cota lui parte. Ei, după ce a luat omul bănuță, că omul ia banii pe statul de plată și omul tot pe statul, imediat după ce ia, trebuie să ducă să dea banul, da? Ei, vin mâine să dau exact ca la noi la impozit. Dar nu a spus cineva că se lucru de bani. Păi cum, domnule, dacă eu am făcut asociație? Am fost convinția. Da, da, putea să-i oprească atunci, dând s-o dat banii. Nu s-o opresc banii. Atunci putea să-i loc. Nu s-o opresc banii. Ce, cum s-o opresc? Domnule, nu la ce, fiecare om l-a luat de la asociație. Dacă s-au epuizat discuții. Nu, domnule. Deci, noi am hotărât, de asta am spus, noi am hotărât, asociații au hotărât ca banii să împartă, din totalul banilor care au fost, să împartă în mod egal pe fiecare membru asociației, respectiv pe fiecare om câte animale au avut. S-a împărțit suprafața totală la numărul de animale, revine să spunem câte un hectar de fiecare cap de animal care pășuna și din banii respectivi s-au ajuns la concluzia că după ce s-a plătit redevență și plusul ăla de bani s-a împărțit și s-au ajuns la concluzia că pe fiecare animal ar veni câte 4 milioane jumătate de animal ce pășuna pe pășune și era înscris în asociație. Da. După aceea s-a făcut cerere în 2016, s-au făcut cerere de fiecare om în parte pe unitatea de suprafață. Tot la fel. Ei, de data asta s-a făcut pe fiecare trup de pășuni în parte. Exact cum vrem noi să procedăm la următoarea concesiunii. Fiecare licitație, pe fiecare trup de pășuni, sunt multe animale, fiecare om va contribui cu mai puțin bănuți pe taxa, pentru că sunt mai multe animale și îi devine mai... Dar acolo unde să fie mai puține animale, deci încărcătura mai mică pe suprafața de trup de pășuni, automat că pe, se ia, de, luăm în calcul ca și coeficient animalului, da? Unitate da, dar este o lege în care spune că n-ai voie să bai mai multe animale la hectare. O unitate mai mare pe hectare. Nu poți să faci densitatea mai mare pe suprafață. Domnul președinte, mai băgăm la ezi. Eu cred că toți creștătorii de animale au fost foarte mulțumiți pe timpul cu domnul inginer Ilaș, în felul cum au fost paznici și le-au păzit.
au creat adăpături, pus un adăpost pe islazul Cetățuia și plus de asta omul s-a dus cu vaca de fund în islaz, le-a luat-o de la poartă. Și pentru asta oamenii cred că au fost destul de mulțumiți că nu și-au pierdut timpul lui liber să ia vaca de fund și după ea islaz. Le-a luat-o de la poartă și-a dus direct în islaz și-a dus-o înapoi. Și au avut niște oameni de treabă care au avut grijă de animale și pentru asta aș mulțumi domnul inginer. Atât am avut de spus. Dacă nu mai sunt discuții, o să supun la vot proiectul numărul 1 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Deci toți. 10. Toată lumea. Mulțumim, domnilor consilieri. Să trecem la prezentarea al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii. La al doilea punct al ordinei de zi, o să vă prezint în primul rând o adresă de la Consiliul Județean, prin care ne face cunoscut că Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice ne-a transmis adresa numărul în speță Consiliul Județean și Consiliul Județean 9, cu rugămintea de a transmite o serie de date și documente referitoare la drumuri în colaborarea, respectiv cooperarea cu reprezentanții Administrației Publice Locale în toate orașele comune din județul Bacău. Anexat vă trimitem în copie adresa menționată mai sus și ne-a fost transmisă și vă rugăm ca datele și documentele respective să le trimiteți prin centralizare până cel mai târziu în 25 noiembrie 2016. Azi fiind în 25. Tabelul cuprinde rețeaua de drumuri publice și private cu utilitate publică aferentă unității dumneavoastră administrativă teritorială și va fi transmisă pe suport de hârtie și format editabil. Adică pe e-mail. Iar indicările topografice vor fi transmise în format vectorial, cum să mai... Deci, pe indicări topografice, stereo. În conformitate cu prevederea articolului 3 din ordonanța de urgență, ordonanța guvernului numărul 43/97, privind regimul drumurilor, republicată și actualizată din punct de vedere al destinației, drumurile se împart în drumuri publice, și aici spune care sunt drumurile publice. În cazul nostru, deci, se face referire la drumurile comunale, sătești și vecinale, adică ulițile, și drumurile de utilitate publică sunt acele drumuri destinate satisfacerii cererii proprii de transport rutier și pietonal spre obiective economice, forestiere, miniere, agricole. Nu cred că este cazul la noi. Adică, dacă este undeva un drum, o uliță care deservește doar proprietăți publice, private, acel drum să ia denumirea de drum cu utilitate publică și privată. Adică drum cu utilitate privată, nu publică. Ei, în așa condiții, noi trebuie să le dăm un răspuns. Nu putem să dăm un răspuns pentru că noi, la nivel de localitate, nu avem făcute ridicări topografice, documentații cadastrale pe drumurile comunale, sătești și vecinale. Deci, rețeaua de drumuri este pur și simplu măsurată, ca să-i spunem de alt punct de vedere. Cu excepția la cel care... Cu excepția celora care le-am modernizat, da? Și bineînțeles că și acele care sunt modernizate, după terminarea lucrărilor de modernizare, asfaltare sau ce ne-am făcut noi, trebuie să facem iar o ridicare topografică pentru intabulare. După ce le intabulăm, facem demersul către ei, guvern și modificăm domeniul public. Noi am făcut o hotărâre de modificare a domeniului public, am luat ceea ce dețineam noi, respectiv documentațiile cadastrale la început din lucrare, dar nu ne-a luat în calcul la așa ceva, pentru că, prietenii oameni, după ce se face lucrarea, nu mai respectă în unele puncte prin dispoziții din familie, s-au mutat un pod, s-au mutat, poate nu a fost poziția corectă, pusă de proiectant la emiterea proiectului de execuție. Și prin dispoziții din șantier s-au mai mutat un pod. Cum este la drumul agricol. Acum, când noi mutăm un port care nu era necesar undeva, îl mutăm la un drum unde urcă la dealul Crucii, cum îi spunem noi denumirea. Atunci trebuie neapărat o ridicare topografică pentru ca să stabilească toate elementele, că se ridică toate podețile, toate cartele de port, cum se spune,
lungimii, lățimii, șanțul și așa mai departe, apostament. E cheltuială. Noi am emis un, un proiect de hotărâre prin care la articolul 1 se spune se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii cu un operator economic în vederea realizării documentațiilor cadastrale a drumurilor comunale aflate în inventarul domeniului public al Comunei Slugari. În domeniul public noi avem drumurile pe care noi le-am categorizat atunci pe toate. În 98 nu aveam probabil toate noțiunile și atunci le-am categorizat pe toate ca fiind drumuri comunale. Ei, în catalogul care există la nivel de județ, sunt anumite drumuri comunale și anumite drumuri sătești, care, atunci când se fac ridicările topografice, cei de la oficii de cadastru le pun exact pe numere, pe lungim, pe lățim, pe toate. Trebuie să o facem neapărat și ne-am gândit să facem, chiar dacă noi încheiem un contract, nu o să avem bani suficienți, dar ne gândim că cel puțin pe drumurile care sunt deja făcute niște proiecte, cum este de la Benea, care spunem noi, cel de la prin Cetățuia, la Vale, până la Tăpășcaru și până la Hampa, punctele de reper, așa, noi să le facem și luăm în primul rând în calcul drumurile principale din fiecare sat în parte. Noi am fost și am făcut doar o măsurătoare, cum se spune, la roata mașinii, ca să vedem cu GPS-ul din mașină, ca să vedem ce lungime, ce efort financiar o să fie. Și în funcție de câtă putere economică avem anul ăsta, o să facem atât. La anul, în funcție de ce o să punem un buget pentru documentații cadastrale, deși în mod obligatoriu trebuie să facem ridicări și pentru toate drumurile, pentru că nu se poate să ai un domeniu public prins, să spunem exact, se întâmplă aceeași situație cum s-a întâmplat între Iași și Înăchești. Că noi avem prins în domeniu public o lungime și o suprafață, lungimii, lățimii dă suprafața, și când mergem pe teren și facem punerea în execuția lucrărilor, ne dăm seama că borna de hotar e alta față de cealaltă. Ori fiind documentația cadastrală, cei de la oficiul de cadastru spun, stai mă, vezi că tu, Bereștiul, trebuie să vii mai către Strugari, cum e cazul de acolo, tu te oprești aici, că e borna aici și asta e limita ta de hotar, de aici merge Bereștiul încolo și acolo e limita lui de hotar. Și pentru ceea ce avem noi pus pe tapet pentru a accesa funduri, banii pe alea să le facem anul ăsta. Bine, nu ne încadrăm în termen, nu ne încadrăm. Dar pe la anul, pentru accesare, fie din PNDL, fie pe FADR, trebuie neapărat lucrări cadastrale. Mulțumim de atât. Vă invit la discuții. Deci, ridicările astea topografice expres pentru drumul de la Percica la Strugari să cere acum, de cel mai 15 noiembrie, Consiliul de Țară. Ca să înțelegem, sau pentru toate drumurile din Comuna Strugari. Dacă noi vrem să depunem un proiect cum l-am avut pe ăsta de la Percica, pe PNR, deci prin Programul Național de Dezvoltare, eu pot să accesez, pot să le cer, pot să depun o cerere de finanțare, și în spate eu trebuie să mă duc cu documentul respectiv. Bă, ce lungimii, ce lățimii... La nivel de Comuna Strugari, care sunt drumurile care au schiță cadastrală? Ca să ne înțelegem. Este vreun drum? Am spus un pic mai înainte, numai acele pe care le-am modernizat. Pentru că acolo am fost obligat. De exemplu, Strugari Floarești este schiță cadastrală? Este făcut. Este document făcut. Dar el nu e intabulat. Dar e carte funciară. Și cartea funciară, dacă este un schiță cadastral, nu se poate și depune documentația pentru... Și la Cărăușu și la drumurile care le-am reabilitat, care s-au făcut investiții. Nu-mi permite legea să modific inventarul domeniului public dacă nu realizez documentații cadastrale la finalul execuției. Nu mi-a de bază ceea ce a făcut proiectantul sau ceea ce a făcut operatorul care mi-a făcut documentația cadastrală la începutul execuției. Ei, ca să pot modifica inventarul domeniului public, trebuie să fac documentații cadastrală, ca să înțelegeți mai bine, de la Hanul Matei la limita cu Berești-Asleu, trebuie să fac documentații cadastrală. Deci, vă dau un alt exemplu. Ați avut autorizație de construcție? Da. Ați avut plan
Ați avut un plan de situație pentru executarea construcției? Vă dați autorizație, da? Ați plătit documentația. Vă dați autorizație, ați plătit autorizație. Ați făcut casa. Da. Corect. Acum, după ce ați făcut casa, casa dumneavoastră nu e intabulată. Trebuie să faci o altă documentație să o intabulați. Felicită! Cartea funciară se face după proiectul... Cartea funciară nu se face neapărat din oficiu. După execuția... Cum apare casa. Deci o cheltuială de două ori. Asta fizică, ca persoană fizică, trebuie să faci de două ori o schiță cadastrală, ca să poți să obții... Dacă, conform legii 59/1991 a disciplinii construcției, dacă știți, când facem o casă, facem două schițe. Da? Avem schița terenului, da? Și avem schițe eminamente exprese doar pentru autorizația de construire. Dacă tu ai autorizație. Nu, părerea mea este să faceți din nou. Să vadă dacă s-au respectat. Să nu puteți din lege, deci nu-i vă dacă puteți din lege. Cadrarea construcției pe teren. Sau te-ai melățit sau te-ai îngustat. Ideea ce trebuie să știm cu toții. Cu asta e legea, nu putem modifica inventarul și ce... Poți să dețină, poți să dețină în carte. Normal și normal, aici venea constructorul o lucrare, trebuie să meargă după După proiect, după schiță, ca asta mare, nu? Și asta înseamnă că nu vreau mers după proiect. Nu, domnule. Nu, intervin anumite chestii. Logice. Adică, eu pun pe proiect, omul pune 10 coduri, da? Eu, pe timpul execuției, vine cineva și îmi spune felul următor. Vine un vecin de acolo. Dom'le, nu curge apa, vine aici în vecinii, vor fi pe lucrul ăsta. Să face studiu. Și atunci, face un studiu de fezabilitate. Păi, da, despre ce vorbim? Vorbim despre exemplu care este autorizația de construcție. Dă-mi exemplu celălalt, autorizație de construcție. Respecti în totul proiectul? Normal că se face procesul verbal de finalizare a lucrărilor. Da. Nu, domne, dumneavoastră, eu l-am respectat, nu. Deci modifici partea inițială. Și dacă în procesul verbal să pun modificările respective, trebuie să realizezi o altă documentație cadastrală la finalizarea execuții și să faci carte funciară conform celor de la finalizare execuții, păi nu eu, la ceea ce a fost la început. Nu, am făcut măsurătoarea topografică, așa, pentru eliberarea titlului. Și acum, după ce mi-au eliberat titlul de așa, am făcut iar măsurătoare topografică nou pentru carte funciară. Dar e normal, e absolut normal. Două măsurători topografice. Da. Așa e legislat. S-a făcut o ridicare topo. Nu, domnule, s-a făcut documentație care așa. Documentația este una singură și după aceea se face ridicare topo în cadrul alea. Domnule, nu-i băgăm în domnule. Nu-i băgăm în domnule. Trebuie făcut, așa zice legea. Domnule, consilier. Domnule, consilier. Mai doriți să spuneți ceva? Să ia cuvântul? Da, suntem de acord. Suntem de acord cu punctul numărul 2 pe ordinea de zi? Nu. Vă supun la vot punctul numărul 2 la ordinea de zi. Cine este pentru? 10 din 10, să spunem pentru. Nu se abține nimeni, nu am nimic împotriva. Am să dau cuvântul domnului primar să ne prezinte al treilea proiect la ordine de zi. După cum bine știți, în fiecare ședință ordinară a Consiliului Local, venim cu proiectul de hotărâre privind aprobarea de contării contravalorii cheltuielor și a pe mijloace de transport a personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna octombrie 2016. Având în spate raportul compartimentului, expunerea de motive, prevederea articolului 2 din instrucțiune prin decontare în avetii cadrelor practice din 2011 a Ministerului Educației și în baza articolului 36 alineat 6 articolului 45 din legea 215/2001, proiectul de hotărâre la articolul 1 sună în felul următor. Se propune aprobarea de contării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Strugari pe luna octombrie în sumă de 3.332 de lei. Știți cum se face, conform distanții pe fiecare zi a celui care este beneficiar. Avem o anexă în spate și fiecare cadru didactic beneficiază în funcție de numărul de kilometri parcurs dacă vine cu mașina sau contravaloarea biletului
Bacău Strugaș sau Moinești Strugaș, de unde vine el, acea sumă se decontează zilnic. Da, aici văd că sunt prezente și bonurile de motorină și abonamentele de transport. Și da, bineînțeles. Nu am învățat ce de curtea de conturi. Când vine curtea de conturi și îți găsești ceva care nu e în regulă, ținem cont și ne punem la punct. Există dosarul cu anexe la fiecare, cu bonuri de transport și cu... Vă invit la discuții, domnule da. Consilier. Sunt de acord cu acest proiect de aprobare a decontării călătorii a cadrelor didactice. Ăsta e un drept al lor. Și acum. Da. Mulțumim. Altcineva? Eu, domnul Măcintă, de acord cu compensarea transportului la cadre didactice. Deja salariile sunt destul de mici, măcar cu atâta să-i poată ajuta statul, cum a ajutat și în întreprinderile de petrol, unde a lucrat, era transportul gratuit. Aici tot așa devine ca un fel de transport gratuit, dacă se raportează la distanță și timp. Sunt de acord cu așa ceva și... Mi-e scris. Mulțumim, domnul Măcută. Dacă nu mai avem înscrieri la cuvânt, am ce să pun și al treilea la vot. Vă rog, cine este pentru? 10 cu 10. Nu avem abțineri, nu avem voturi împotrivă. Dacă mai sunt discuții? Noi am vrea să aducem la cunoștință, dacă nu mai sunt discuții, noi am vrea să aducem la cunoștință o propunere tehnică pe care un consultant a venit la noi. Noi o să ne pregătim pentru un proiect de hotărâre privind cele solicitate și cele propuse. Și anume, știți că noi în lista de investiții de altă dată am prins de fiecare dată un teren de sport, achiziune de panouri solare, amenajare de curse a instituții sau chiar reabilitare școală. Întrucât nu s-a găsit niciodată sursa de finanțare și ca anul ăsta, ca niciodată, n-a reușit să depunem un proiect pe o măsură de reabilitare sau de amenajare a celor a care v-am spus mai sus. Domnul Teo, de unde erau? Teracces. De la Teracces, o firmă, vine, care pur și simplu e domeniul privat. Au venit la noi, noi vă prezentăm propunerea lor, au venit la noi și bineînțeles că noi am sărit în sus de bucurie, credeam că credem noi că o să prindem și noi așa ceva. Deci ei, practic, sunt reprezentanți al unor companii, care companii private. Care ING-ul, BRD-ul, E.ON-ul, care vor să-și facă publicitate. Și în bugetul lor anual au prevăzut sume pentru publicitate. Și vor să ajute administrațiile publice locale în sensul ăsta. Ei ne fac investiția și noi avem datoria acum, să ne facem publicitate. Acum, nu cred că suntem singuri care dumneavoastră au trecut prin fiecare localitate și la fiecare, probabil, unitate administrativă, la fiecare comun, la fiecare consiliu local, le-au propus așa ceva. Dar eu sunt noi, consiliul local. De asemenea, suntem acei care de fiecare dată am dat curs. Băi, dacă nu încercăm, nu reușim. De fiecare dată ne-am propus. Dacă n-a reușit de fiecare dată, bani cu unul dintre așa ceva. Amenajarea de curs la instituții publice se referă la acele spații verzi, spații de joacă. Și noi ne-am gândit și în curtea școlilor de aici, de la Năsie, în curtea școlilor în general, care sunt funcționale. La terenul de sport, ne-am gândit ca terenul de sport pe care la prima înainte veneau cu propunerile și ne-am gândit că e foarte bun de cobor sintetic cu niște tribune și dacă ar fi loc și bănuți să-i fac un acoperiș, dar v-am spus, suntem la faza de discuții și
Rămâne și sceptici, dar și optimiști în același timp. La reabilitare școală ne-am gândit la reabilitarea școlii care sunt funcționale, la școlilor care sunt funcționale și ne-am dus aici odată cu ideea la școala de la Răchitiș, pentru că pe cealaltă nu poate fi reabilitată decât printr-un program special, face parte din patrimoniu cultural, așa, și achiziționarea de panouri solare se referă la atâta cât prevene grantul, pentru că el este între și între, da? Între 5.000 și spune 20.000 de euro. Dar dacă reușim să facem o parte cu niște panouri solare, noi ne-am propus astea patru puncte care ar fi pentru noi de accesat. Și am zis, dar bare bunul dacă prindem, tot e un salt înainte. Pentru că sunt sume destul de mari, de la 5 la 20 sau de la, de la 20 la 70. Depinde ce sumă, cât e probabil unități administrative să adună și vor să acceseze și care au, că și aici, ca și la cele proiectele pe FADR, sunt cu niște criterii de calificare. Încă domnișoarele de acolo sau doamnele care au venit la noi, zice, chiar dacă n-aveți nimic, înseamnă că să vedeți că o să aveți și puncte în plus și o să aveți de câștigat. Să dea Dumnezeu să fie un câștig. De asta noi să ne pregătim cu un proiect de hotărâre pe luna ce vine. Noi l-am pus deocamdată în vedere și la cunoștința dumneavoastră ca să știți ce avem de gând să facem. Domnule, la întrebarea pe care ai pus-o, Hangamul Vasile nu e singur. Hangamul Vasile sunt trei proprietari. Nu-i dezbătut succesorul. Și nu intră în discuție acolo. Este terenul. Un teren foarte bun de făcut în teren de sport. Este. Asta o să discutăm când o să aprobăm. Să dea Dumnezeu să poată înseamnă. Nu știu dacă ai ținut dumneavoastră, când era vorba de sală de sport, o parte din consilieri, noi am propus ca suprafața de teren de acolo să facem o documentație cadastrală și el a fost cu ideea că vrea să o dea la noi, să o doneze pur și simplu. Vasile Anganu, poștașul, omul a fost de acord. El avea o suprafață de teren din totalul spărăție de 1500, când ori întrebea cel puțin 1400 de metri, avea 1530 ceva de metri pătrați, el avea 1000, dar diferența era moștenitorilor. Și suprafața aia de 1000 de metri încă nu era bătut în cui care și cum este, până nu se făcea dezbaterea succesorală. Adică, documentația cadastrală stabilea tot. Dezbaterea succesorală stabilea tot. Asta este. Fiind depuizată ordinea de zi, am să declar lucrările ședinței din 25 noiembrie 2016 închise. Vă mulțumesc pentru prezență. Cine vrea să mai rămână la discuție? Da, vreau să fac eu o precizare. Și eu vreau. Pentru dumneavoastră, noi am